Mulțumim colegilor de la Comercial, încă o dată și-au făcut treaba cât se poate de bine și felicităm. Vă reamintim că invitat în această seară în emisiunea Meet Milk este domnul Ionel Arion, președinte al Federației ProAgro. În prima parte, domnia sa a prezentat activitatea Federației din ultimele luni, ultimele 5 luni, a vorbit despre necesitatea unei acțiuni coerente menită să asigure într-un final necesarul de produse alimentare făcute în România pentru populația României, dar ar domnul, am atins așa ușor-ușor și câteva teme mai sensibile. Ajunsesem la acordurile de export ale Uniunii Europene de import cu țări din zone terțe și că vorbea domnul președinte despre concurența neloială a respectivelor țări și cu produsele lor. Domnule președinte, așa este cum am spus. Sunt filiere care încă funcționează. Cum ne putem apăra? Noi suntem mici. Pe plan european nu prea avem prieteni. Ne putem apăra în multe moduri, numai că trebuie să lucrăm serios și să abordăm foarte strâns toate problemele acestea. Practic, azi la masă noi nu avem cu cine ne așeza pentru că nu avem decident public încă la București. La Uniunea Europeană, fermierii și vocea fermierilor încă nu este auzită. Vorbeam mai devreme de concurență neloială. Când va intra în vigoare unul dintre acordurile pe care le-a semnat Uniunea Europeană, fie el cu Canada, fie el cu Mercosur, statele din zona Mercosur. Fie cu Vietnam mai recent, a fost semnat, da. Mai recent, vom avea probleme și fermierii noștri chiar și producătorii chiar au o temere destul de mare. Pentru că trebuie să ținem cont că aceste state nu au acele restricții, fie ele pe produse de uz veterinar sau de uz de protecție a plantelor sau de bunăstare a animalelor, și cu siguranță că îi trec fiorii pe fermierii noștri. Pentru noi, decidentul public, este foarte important să nu rămână în starea aceea latentă și să se mulțumească doar cu luarea de poziție, ci și cu acțiuni concrete. Avem fermieri care au concurență pe legume, spre exemplu, din Turcia. Știm foarte bine că au venit destul de multe legume în România și am tot văzut prin presă, de fiecare dată ați dat, că sunt probleme cu mari de tot, cu aceste produse și cu siguranța lor alimentară. Trebuie să luăm acea măsură și să impunem să nu se mai întâmple lucrurile acestea. Avem nevoie de pași rapizi și concreți și să simțim că se întâmplă lucrurile astea și atunci pe repede înainte să rezolvăm aceste probleme ale fermierilor. Domnule președinte, îmi cer scuze că vă întrerup, dar 2021 bate la ușă. Da, suntem în martie 2020, dar 2021 e ca mâine. E trebuie, nici la nivel de conduceri de țări membre nu au reușit să cadă de acord asupra bugetului. Noi nu numai că nu putem să spunem ce ne-am dori, dar nici măcar planul la intern, la acest program național strategic, nu poate fi încă pus la punct. Pe de altă parte, ne paște o provocare și mai mare, acel Green Deal. Sigur, pe care noi încă nu l-am înțeles întru totul. Încă nu l-am pus în discuție în emisiune acum, dar nu l-am pus, să fie jale. Nu l-am pus nici în discuție, nu l-am pus nici pe plan național în discuție. Ba mai mult, există o mare bulversare și la nivel european. Unii sunt de acord cu el, alții nu. Cum îl vom implementa? Sunt atât de multe capcane. În planul național strategic va trebui să avem grijă să nu rămânem tributari acestor capcane. Avem nevoie să facem investiții în fermă? Haideți să le gândim de acum, să nu fim luați prin surprindere că mai târziu nu putem aplica acele măsuri. Avem nevoie, așa cum spuneați, da, și la nivel european s-au împotmolit și n-au reușit să mai discute.
timpul ne presează să luăm măsuri și s-ar putea ca acele măsuri să le luăm pompieristic la un moment dat, ceea ce pentru dezvoltarea României este destul de urât să facem lucrul acesta. Pentru bun, că... cum puteți rezolva dumneavoastră în cadrul ProAgro problema Copacogeca? Este o problemă, din păcate, pentru România, accederea la negocieri și accederea în poziția de membru votant, nu de observator, așa de milă primită acolo pe marginea mesei, pe colțul mesei. Nu ne dorim acest lucru, să fim ca și observatori, încă de la... Nu, de membri, am spus, de membri cu drept de vot. De la înființare, Federația Națională ProAgro a fost creată pentru a... Da, sigur că da. Reprezenta interesele fermierilor. Această Copacogeca este un instrument pentru a promova interesele României. Un organism de lobby al fermierilor pe lângă... Foarte puternic, de altfel, pentru cel că mai puternic. Vorbeam de concurența din spațiul intracomunitar. Păi da, fermierii care s-au dus de fiecare dată la Consiliul Europei sau la Parlamentul European au avut un cuvânt din Copacogeca, au avut un cuvânt extraordinar de important de spus. Trebuie să ținem cont că reprezintă peste 20 de milioane de fermieri ai Uniunii Europene acest organism. Are o voce foarte puternică, a rezolvat de fiecare dată problemele fermierilor atunci când le-au susținut și le-au acceptat. Federația a avut încă de la început acest țel. Este adevărat că sporadic a participat în 2 ani, în 2013-2014. Acum, prin ceea ce am creat la nivel național și prin dialog, se creează premisele unei forțe, unui organism, unei alianțe care să reprezinte acolo fermierii. Vom face demersuri în perioada imediat următoare alături de colegii din mediul asociativ. Vom fi toți la o masă, practic acolo va fi reprezentat tot ceea ce înseamnă mediul asociativ în România și spectrul din agricultură. Inclusiv procesatori, procesatori în Federația ProAgro, există da, și procesatori. Da. Avem filiera cooperativelor, avem marile ferme din LAPAR, avem colegii din APPR, cu toții cu o vastă experiență în a sprijini și a face lobby până la urmă pentru fermieri, că asta ne dorim, și să reprezentăm cât mai bine interesele fermierilor români la nivel de Uniune Europeană. Vom face demersuri în perioada imediat următoare. Avem nevoie de sprijinul decidentului public național, de Ministerul Agriculturii, de Parlamentul României, de Guvernul României. Și cele mai puternice state din Uniunea Europeană își sprijină fermierii spre a accede la aceste organisme europene. Să sperăm că se întâmplă lucrurile astea și noi vom face eforturi și cu siguranță se va întâmpla acest lucru, pentru că avem deja din piață semnale că se va întâmpla lucrul acesta și trebuie să facem lucrul ăsta pentru România, nu pentru altcineva, sigur, nu pentru o organizație. Sigur, da. Acolo trebuie să spunem fermierilor lucrul acesta, niciodată nu ești numit ProAgro, LAPAR, APPR, acolo doar România. Și pe emblemă scrie doar România, nu numele altcuiva. Da. Domnule președinte, dacă e să discutăm despre mediu, puțin mai aplicat acum în emisiune, există temeri foarte, foarte mari că fondurile care vor fi alocate României vor fi grevate de procente foarte serioase, de obligativitatea de a investi procente foarte serioase în măsuri de mediu. Din câte știu, inițial se vorbea de 40%, acum s-ar vorbi de 20%. Ar fi mai bine. Dumneavoastră, ce informații puteți transmite membrilor federației? Trebuie să fim de acord cu toții că doar cine nu vrea nu vede că se schimbă clima. Da. Azi avem nevoie de măsuri pentru a proteja mediul și clima. Însă de ce trebuie ca fermierul să suporte aceste costuri și constrângeri? Până la urma urmei și noi contribuim la îmbunătățirea climei și mediului. Prin toate măsurile și investițiile care le facem, contribuim foarte mult. Avem și noi o părticică din acea poluare care se creează. Da, și ne o asumăm. Însă cu aceste constrângeri
fie de interdicția unor substanțe de protecție a plantelor, fie de a nu mai cultiva o anumită cultură, ajungem în imposibilitatea de a mai cultiva o anumită cultură, stau și mă întreb, și noi fermierii stăm și ne întrebăm, dacă Uniunea Europeană, din cel mai mare exportator de alimente, nu va deveni cel mai mare importator de alimente. Adică și va mai putea produce Europa hrană pentru proprii cetățeni, acea hrană va fi la standardele pe care, cu care au fost obișnuiți consumatorii. Păi pericolele deja, bazele pericolului deja au fost puse. Tratatul, în primul rând, îl numesc cel mai mare pericol cu țările din America Latină. Pe urmă, cu Vietnamul, lumea trece, Vietnam e țară mititică. Dar de 3 ani de zile, Vietnamul are o producție atât de mare de carne de porc, încât figurează în lista țărilor în funcție de care se stabilește prețul mondial la carne de porc. Da. Așa. Canada, pe de altă parte, și tratatul cu Australia, Noua Zeelandă. Lumea zice, sunt foarte departe, ba nu, sunt aici. Da, o altă problemă ar fi, se pune accent pe eco și bio. Putem produce eco și bio încât să hrănim peste 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene? Nu, nu putem. Și atunci trebuie să înțelegem că noi fermierii, aceste produse de protecție a plantelor, pentru că în tot ceea ce înseamnă climă și mediu au și acestea un impact, le aplicăm într-un mod științific. Ele au fost dovedite științific că nu fac rău, au fost controlate, au fost aprobate, au fost verificate. Toate aceste interdicții aduc o notă de plată și acea notă de plată o suportă fermierul de cele mai multe ori. Ne dorim să facem aceste investiții în climă și mediu, le vom face, însă nu trebuie să facem lucrul acesta peste noapte și să ne trezim că în 2-3 ani, noi nefăcând aceste lucruri, vom pierde acele sume de bani. Pentru că se pare că se va aborda un alt fel de plan financiar 2021-2027. În ce sens? Banii care nu i-ai cheltuit, nu-i mai poți reporta, se vor duce la înapoi la bugetul Uniunii. Deși, trebuie să spunem lucrul ăsta, autoritățile de la București au pledat pentru menținerea banilor, fondurilor la dispoziția țărilor respective sau cel puțin a României, că de România ne interesează și președintele României a afirmat acest lucru la ultimele negocieri. Apreciem lucrul acesta, dar vedeți, încă noi trăim într-o nebuloasă. S-a început cu plafonare pe vechiul parlament, da. S-a spus că nu se mai face, da. S-a revenit anul ăsta pe noul parlament, anul trecut de fapt la sfârșit. Este o necunoaștere și pentru noi și o nebuloasă. S-a început cu Green Deal foarte vehement, s-a ajuns la 40%, se vehiculează 20%, dar nu este nimic scris. Și acum 2 zile a început o nouă negociere la Parlamentul European. A fost săptămâna trecută, sau acum 2 săptămâni, cred că 2 săptămâni, Consiliul European. S-a terminat cu semne de întrebare, practic nu s-a stabilit nimic. Da. Din nou o nebuloasă. Da. Aveam și noi posibilitatea să ne creăm o imagine. Azi am rămas numai cu semne de întrebare. Și noi, în interiorul federației, de cele mai multe ori, când luăm o hotărâre, ținem cont dacă s-a întâmplat ceva în Uniunea Europeană, ținem cont dacă s-a întâmplat ceva în statul nostru. Sau statele membre, de cele mai multe ori, în vecinătatea noastră, iau decizii. Spre exemplu, sunt 2 sau 3 state care au deja un draft al planului național strategic și l-au lansat, dar pe anumite viziuni, acum ne întâmplându-se lucrurile acelea, va trebui să schimbe tot. Sigur că da. De fapt, bag de seamă, domnule președinte Ionel Arion, că dumneavoastră fermierii, dar sunt sigur că și celelalte zone din agroindustria României, dumneavoastră sunteți dispuși în orice clipă, în orice moment să porniți la treabă, numai că nu prea aveți cu cine să discutați, numai că nu prea aveți cu cine să puneți țara la cale, cum se zice. Foarte adevărat. Chiar dacă de cele mai multe ori personalul tehnic îl găsim în instituțiile statului român și de cele mai multe ori primim feedback sănătos de acolo și putem să lucrăm, avem nevoie ca decidentul public, până la urmă așa e sănătos, asta e democrația, trebuie să ia decizia. Da, da. Și așteptăm decizia ca să putem, practic este
semnalul de atac al conducătorului. Da, 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 da. Intrați în luptă. Dar avem nevoie de acea decizie și de cineva să-și o asume. Domnule președinte, ca filozofia noului buget al Uniunii Europene, se vorbește, de fapt e o idee preluată de acum vreo 7-8 ani de zile, se vorbește foarte mult despre sprijinirea mai accentuată a micilor și fermieri și a celor care au sunt proprietarii de ferme medii. Pe plan național, există o divergență între interesele marilor fermieri și a celor mici? Și dacă da, cum putem armoniza, cum îi puteți împăca dumneavoastră, cum le puteți armoniza cât de cât interesele? Dacă vorbim doar de Federația Națională ProAgro, să știți că în interiorul Federației avem atât fermieri mici, cât și mijlocii, dar și fermieri cu ferme foarte mari. Au nevoi diferite. Au nevoie de finanțare și bani ieftini fermele mari ca să poată face pasul spre procesare, spre exemplu, sau spre depozitare, industrializare și așa mai departe. Fermele mijlocii sau fermele de familie au nevoie să se simtă în siguranță și că pot să rămână. Trebuie să plecăm de la celula de bază a societății, este familia. Dacă familia rămâne unită și lucrează unită într-o fermă, avem viabilitate a țării, a statului și așa mai departe. Dacă noi tot încercăm să dezbinăm, nu vom reuși să facem, să ducem țara asta unde ne dorim cu toții. Trebuie să ne decidem și ceea ce facem cu fermele mici. Noi avem peste 800.000 de fermieri în România, dintre care cred că jumătate de milion sunt între 1 și 5 hectare, dacă nu chiar mai mult. Acolo trebuie să decidem dacă aceea o numim fermă sau o numim gospodărie. Păi aia e, trebuie să facem de diferența, marea diferență între gospodărie particulară cu producție de subsistență și fermă, pentru că nu poți numi fermier pe unul care are o făcuță și un porc și 5 găini. Vorbeam în deschiderea emisiunii cu dumneavoastră să ne asumăm, să avem curajul să ne asumăm acest lucru. Va trebui să punem piciorul în prag și aici. Pentru că trebuie să avem o altă abordare. Nu putem în continuare să susținem acele ferme care nu produc pentru piață. Noi avem nevoie să facem investiții, să producem pentru piață. Nu trebuie să abandonate nici acele. Dar trebuie găsită o altă formă de sprijin, o educație spre a se asocia, spre a intra într-o cooperativă, spre a vedea ceea ce înseamnă beneficiile dintr-o cooperativă și e mai bine să produci un hectar de cartofi decât un hectar de grâu într-o anumită situație. Da? Acolo unde se pretează, se cultiva cartofi, de ce să cultiv un hectar de porumb sau de grâu? Da, corect. Și această educație trebuie mers pe filieră, nu doar acel fermier mic instruit, ci și filiera creată spre a putea prelua marfa, depozita și valorificată, pusă în vânzare. Bun. Zilele astea s-a tot discutat de celebrul ordin, de fapt o propunere a ordinului ANSVSA-ului legat de creșterea porcilor. De fapt, eu m-am uitat acolo mai atent și am văzut că multe dintre lucrurile pe care trebuie să le facă un gospodar, pentru că la gospodăria particulară mă refer în primul rând, eu le știu încă de dinainte de 89. Sunt lucruri de bun simț, sunt lucruri cât se poate de simple, cât se poate de necesare, atât pentru sănătatea acelui animal, cât și pentru sănătatea localității respective și pentru sănătatea omului care mănâncă acea carne de porc. Cu titlu strict personal, care este opinia dumneavoastră legată de această propunere de ordin ANSVSA? Lumea zice, domnule, statul în momentul de față a oprit de la creșterea porcului în ograda proprie. Eu spun că nu. Că nu există această interdicție. Chiar și ANSVSA-ul a venit cu explicații. A spus, stați, domnule, liniștit, veți avea voie în continuare să vă creșteți porcii. Strict personal, din copilărie am avut posibilitatea să trăiesc în sat. Să trăiesc și la sat. Acolo unde se creșteau porci, erau lucruri sănătoase. Da.
același lucru se va întâmpla și de acum încolo. Numai că trebuie să ținem cont strict de anumite reguli, trebuie să înțelegem că suntem în civilizație, suntem în democrație, suntem dornici de a evolua și atunci trebuie să ținem cont de anumite măsuri. Să știți că nu toată lumea azi la țară și la sat își mai dorește să crească porc. Foarte puțini mai cresc porc. Dintr-un areal așa de 50-100 de familii, dacă la 30 mai găsești porc, la 10 mai găsești vacă. Se educă populația, are nevoie de timp. Păi, s-a spus, dar să nu fie ambiguitate. Da, la mine la țară, la mine la țară, în satul în care m-am născut, dacă în anii 90 erau numai în satul la 362 de văcuțe, că am întrebat, m-am dus pe la rude, acum nu mai sunt decât 3. Da. Da, da. Deci populația, acei care mai sunt dornici să crească, într-adevăr, se vor educa, însă nu au nevoie de acea ambiguitate. Vedeți că a apărut un comunicat, a fost interpretat într-un anumit mod, acum trebuie să venim să facem corecții pe acel comunicat și așa mai departe. Să nu disperăm, românul va crește porc. Sigur că da, și nimeni n-a interzis, doar că trebuie pusă o anumită ordine. Și trebuie să și recunoaștem că au fost anumite derapaje crescuți în mediul în care nu trebuiau crescuți și așa mai departe. Să recunoaștem și faptul că s-a făcut destulă evaziune, să recunoaștem că sunt destui păcătoși. Voi vorbi singur despre chestia asta în minut editorial. Știți că la final vine bomboana pe colivă. Mesajul dumneavoastră pentru fermierii membri ai Federației ProAgro. Acum la final de ediție. Trebuie să înțelegem că avem nevoie de unitate, trebuie să înțelegem că avem nevoie de reprezentare la nivel european și vom face lucruri atât pe plan național cât și european să avem beneficii și bunăstare în fermele noastre. Încă o dată vă mulțumim pentru participarea în emisiune. Mulțumesc. Încă o dată felicitări fermierilor din România și membrilor Federației dumneavoastră din partea redacției Mimic și agenției Infogroup, ultima ediție a publicației Infoferma Magazin, ultima ediție a revistei Midmilk și ultima ediție a hărților economice Fabrica de Lapte și Fabrica de Carne. Sunt trecute acolo toate fermele producătoare de lapte și toate fermele producătoare de carne și cele mai mari unități de procesare. Încă o dată vă mulțumim. La revedere, domnule Ionel Arion. Vă așteptăm, domnul președinte, este speaker la conferința Midmilk, aceea care, știți bine, va avea loc în zilele de 7 și 8 mai la Poiana Brașov. Membrii fermieri ProAgro, vă așteptăm și pe dumneavoastră acolo. Încă o dată vă mulțumim. Mulțumim și felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru profesionalismul dumneavoastră. Vă mulțumim și noi. Rămâneți în fața micilor ecrane. Urmează minutul editorial. Cred că știu ce-i deranjează cel mai mult pe cei care înjură ordinul ANSVSA referitor la creșterea porcilor în curțile proprii. Faptul că vor fi obligați să ia purcei de la ferme autorizate. Asta înseamnă că, de fapt, ei ar vrea să nu se știe câte animale cresc pentru a putea vinde mai departe pe blat porcii înainte de sărbătorile de Crăciun. Iată așadar o inițiativă bună a NSVSA-ului care în mod indirect vrea să stopeze sau să limiteze evaziunea cu porci și carne de porc. Până săptămâna viitoare al dumneavoastră Ilie Stoian vă mai anunță odată că niciodată nu va susține pe cei care vor să încalce legea și vă spune, bineînțeles, la revedere, oameni buni!